CFR Cluj este noua campioană a României la fotbal după ce a învins în ultima etapă formația Viitorul Constanța cu 1-0. La finalul partidei, jucătorii CFR-ului au primit trofeul și medaliile de campioni. Titlul s-a jucat până în ultimul minut al campionatului între CFR și FCSB. Echipa lui Gigi Becali a învins și Apa Astra cu 1-0 în ultimul meci, dar echipa clujană nu a făcut pasul greșit și a terminat cu un punct în fața bucureștenilor, 50 de puncte față de 49. CFR 1907 Cluj câștigă astfel al patrulea titlu de campioană după cele din 2008, 2010 și 2012.